Sibita Harry locuiește de an bun în localitatea Florești. El a tăiat deja pentru familie doi purcei cu 3 săptămâni înainte de Crăciun. Și asta pentru că prepararea cărnii se face printr-o metodă specială. Am tăiat 2 bucăți. Unul pentru cuptor, care l-am pregătit înainte, i-am băgat la bites, apoi am escurs. După ce s-au mântuit, am băgat la afumat. Porcul vietnamez are însă și un mare dezavantaj. Șoriciul acestuia nu este comestibil pentru că este foarte tare. Însă carnea are un gust special și seamănă cu cea de curcan. La ferma iranianului, toate animalele sunt crescute ecologic. În afară de tărâțe și cele mai de noi uruială să mănânce, mai mănâncă mere, cartofi, varză și tot ce aparține de vegetal. Nimic cu concentrat? Nu, absolut. Nu. Numai ecologic. În această perioadă, crescătorii nu duc lipsă de comenzi pentru că și persoanele care nu au voie să mănânce carne grasă vor să simtă gustul Crăciunului. Anual, noi încercăm să facem anumite liste cu clienții noștri fideli, încă din aprilie, din mai, sunt foarte accesibili, deci un porcel la 50 de kg, în jur de 10 milioane de lei. Iar dacă nu vreți să mâncați carne de porc, în ferma iranianului se mai găsesc fazani, oi de Camerun și struți.